Să doarmă de frică. Imediat vedem acest material. Mergem acum la primăria Capitalei. Vorbește primarul general Sorin Oprescu. O conferință de presă și asta după ce primăria a câștigat cele 7 hectare de teren din parcul Herăstrău. Cea mai mare victorie a primăriei municipiului București. Prin decizia definitivă și irevocabilă a instanței, cele 7 hectare din parcul istoric Herăstrău revin bucureștenilor. Completul de judecată a hotărât nulitatea absolută a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis de Ministerul Transporturilor și Sportului. De asemenea, a constatat nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 28.07.2003 între SC BTT SA și SC 2094 Impec SRL cu privire la imobilul teren din șoseaua Nordului 79 sectorul 1. Pentru a fi foarte clar pentru toată lumea, prin decizia de astăzi a instanței, cele 7 hectare de teren din parcul Herăstrău revin în administrarea primăriei municipiului București și în proprietate. Astfel, patrimoniul Capitalei a fost reîntregit. Mulțumesc domnului Liviu Doară, uite-l aici lângă mine, pentru lupta pe care a dus-o pentru recuperarea acestui teren. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, Dorin Cioabă a fost într-o vizită de gradul zero în Israel. Urmărim acum un material despre expoziția fotografică la care a participat.